10 martie 2024, după o mică pauză am decis să vin să vă zic că nu voi mai folosi sirop în hrănirea albinelor. Am ajuns la această concluzie după ce am analizat în ultimul deceniu, am analizat când a mers coloniilor de albine mai bine și mai rău. Au fost ani de zile în care am folosit siropul pentru a induce un tratament albinelor, adică să folosesc uleiuri esențiale. După ce am stat câteva zile și am analizat situația, m-am uitat un pic pe la universitățile din California și de la apicultorii care duc coloniile de albine la migdali. Nu folosesc în hrana albinelor sirop. Ci folosesc hrană solidă. Până acum, ce a însemnat hrana solidă? A însemnat adăugarea unei hrane proteice. Iar umiditatea ridicată în stup produce mucegai. Iată cum această turtă a mucegăit. O îndepărtăm. Nu o mai lăsăm la albine. Așa. Voi arunca o privire în această colonie să văd cât de mare este și să o reorganizez un pic. Voi arunca o privire și prin ea. Dar scopul principal este că nu voi mai folosi hrană lichidă la albine. Sub nicio formă. Medicamentația solidă o voi da printr-o hrană solidă. Da? Nu voi mai folosi hrană lichidă. Dacă mă întrebați pe mine care este problema cu hrana lichidă, este că sunt nopțile reci acum și albina va prelua acel lichid, probabil îl va folosi o parte, o să folosească o parte la creșterea albinei tinere, dar o parte va rămâne în rame și va necesita o ventilare în plus, adică va trebui ventilată acea hrană. Fiindcă dacă analizăm un pic, cantitatea de miere care o folosește albina are doar 16% umezeală. Deci hrana albinei în natură are 16% umezeală. Eu dacă îi dau un sirop 1:1, surplusul acela de apă din acel sirop va trebui ventilat. La mine temperaturile noaptea scad la minus 3, minus 2, minus 4. Analizând situația, acea hrană nu este benefică albinei, adică hrana lichidă. Acesta este argumentul, fiindcă nu are nevoie de atâta umiditate și acel surplus de umiditate ne va crea probleme.
Bun, acum voi desface un pic cuibul, voi organiza un pic colonia să văd cum arată și cât albină tânără a reușit să crească. În schimb, putem folosi rame cu miere de la rezervă, fără nicio problemă. Importanța acestor rame cu miere, acestor faguri cu miere, este vitală ca hrană în această perioadă. În această perioadă când consumul crește foarte, foarte tare, da? Crește foarte tare. Și voi arunca o privire prin cuib să văd care e situația. Această colonie și-a extins foarte bine albina în stadiul larvar, foarte, foarte bine. Și este prima ramă pe care găsesc această albină tânără. Aici este și mai pronunțat, arată foarte, foarte bine. Și aici avem o cantitate foarte bună de albină tânără. Și aici, cantitate și mai frumoasă de albină tânără. Și pe această ramă. Deci foarte, foarte multă albină tânără la această colonie arată foarte bine. Chiar și pe ultima ramă există hrană
adică există albină tânără. Și așa cum bănuiam, am și hrană lichidă aici. Această hrană lichidă este adusă din exterior sau este preparată de albină. Bun, deci sirop nu vor primi. Nu vor mai primi sirop în niciun caz. Astfel sper să reduc problemele din colonia respectivă, adică de exemplu puietul văros. Dar în schimb voi da hrană solidă. Deci nu vor rămâne fără hrană. Este nevoie de a da hrană solidă pentru a induce medicamentele pe care vrem să le dăm albinei. Avem aici o ramă cu miere. Am o ramă cu miere și mă uit pe stuc, da? Și ca să-mi motivez și mai tare că nu este nevoie de această hrană lichidă, văd că stupul în această zonă este umedă, deci are un surplus de umiditate, ceea ce duce la concluzia că albina nu reușește încă să ventileze foarte bine surplusul de umezeală. Bun, în acest context nu are nevoie de sirop. O să-i dăm doar hrană solidă sau în cazul meu miere. Punem rama cu miere, lăsăm un pic de distanță și albina va veni frumos și va lucra pe această ramă. Dar nu ne oprim aici. Facem astfel și în partea aceasta opusă venim cu încă o ramă. Aici avem aproximativ 6-7 kg de miere pe aceste două rame pe care le pun la dispoziția albinei.
Bun, deci o cantitate foarte, foarte bună de hrană la dispoziția albinei. Bine, acum vine întrebarea, dacă nu avem, nu mai dăm sirop, cum o să administrăm, de exemplu, în cazul meu, uleiurile esențiale și tot ce mai vrem să administrăm, vitamine, medicamente de diferite tipuri. Acest lucru se poate face foarte bine, poate face foarte bine printr-o hrană solidă. O să-i administrez aproximativ 300 de grame de hrană solidă și proteică, are și proteine. Bun. Și ajunge aproximativ 7-8 zile sau poate un pic mai mult, fiindcă procentul de proteine este foarte ridicat. Avem undeva la 18% proteină, atunci albina o să consume un pic mai greu. Dar această ramă care i-am pus-o la dispoziția albinei, deja este plină de albinuțe. Albinuțele deja au venit la mâncare aici. Iată, vine așa și mănâncă la mierea pusă la dispoziție. Bun, deci fără sirop, trebuie de menționat, asta este concluzia mea după ani de zile, că siropul nu este chiar benefic albinei datorită incapacității de a ventila surplusul de apă. Bun. Este normal că apicultorii nu vor fi de acord, dar aici am ajuns eu la concluzie. La această concluzie am ajuns eu. Dacă este benefic, vom vedea. Dar atâta timp cât văd umezeală în stup, nu pot eu veni și să induc și mai multă umezeală în colonie. Închidem colonia și o mai vizităm peste 10 zile. Deci 10 zile, 12, nici nu mai este nevoie să deranjez colonia. Are hrană la dispoziție, totul este în regulă. În aceste 10 zile voi pune la punct și un tratament pentru aceste colonii și voi vedea la momentul respectiv ce tratament voi pune albinelor. Bun, cam atâta. Până data viitoare, numai bine!